Bună seara și bine v-am regăsit aici la Accent TV. Numele meu este Anda Băunescu, iar astăzi în platoul Accent TV alături de mine este Iulian Popescu, consilier de stat în Cancelaria Primului Ministru. Bine ați venit! Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație! Cu mare drag, mă bucur pentru că ați reușit să ajungeți. Știm că aveți un program foarte încărcat. O să începem misiunea cu un proiect pe care îl consider de suflet pentru dumneavoastră și pentru români, în primul rând, și anume ceasul bicentenar, care este un proiect pe care îl susțineți dumneavoastră în funcția de președinte al Asociației Excelsior pentru Excelență în Educație. Cum a pornit acest proiect? Am vrut să facem din Tudor Vladimirescu un subiect de știri național, adică Gorjul are nevoie să devină, să fie pus pe harta știrilor, harta informațională a Gorjului, a României și în aspectele acestea culturale. Și fiind anul bicentenarului Revoluției lui Tudor Vladimirescu, am decis că trebuie să facem ceva care să comunice în afara județului Gorj, să fie pentru întreaga țară, ba mai mult decât atât. Și urmărind alte inițiative naționale și internaționale, am decis că trebuie să susținem un ceas cu design special pentru care să comemoreze cei 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu. Este un proiect pe care l-am început la finalul anului trecut, în decembrie 2020. Am avut primele discuții cu mai mulți producători de ceasuri. Și în cele din urmă am reușit să aliniem o echipă pe care o apreciez foarte mult, de cei mai buni români în ceea ce privește industria ceasurilor. Discutăm de Mihai Ceciu, care este cel mai bun ceasornic al României. Este un om care a primit burse în mecanică fină în Elveția și are studii acolo oferite chiar de către ambasadorul Elveției, pentru că a reușit să-i repare ceasuri pe care nimeni nu a reușit să le repare. El este cel care întreține și muzeul de ceasuri din Ploiești, are o firmă extraordinară și cea mai bine dotată în România, o are în București, am fost la dânsul de mai multe ori, și mai lucrează jumate în România, jumate în Elveția. De asemenea, ca și integrarea tuturor conceptelor de acolo, am lucrat cu firma Tavan Watches, este o firmă veche de mai mult de 125 de ani. Ea a avut mai multe contracte cu autoritățile române înainte de al doilea război mondial, iar acum este deținută de către un român care a cumpărat și brandul și fabrica din Elveția. Deci am încercat să aliniem toți românii și am realizat un produs de cea mai bună calitate. De asemenea, designul a fost făcut de doi arhitecți, doi tineri extraordinari, dragi nouă, au mai fost în Gorj de mai multe ori. Firma lor se cheamă Șez, au opere specifice de design, atât design interior cât și diverse sculpturi, toate având o temă de reinterpretare a motivelor tradiționale românești. Un proiect inedit. Da, este inedit și am primit un feedback foarte bun, inclusiv din bordul firmei Tissot, pentru unicitatea anumitor aspecte. Spre exemplu, cifrele sunt pentru cifre este folosit alfabetul chirilic și aici înțeleg că este un aspect unic, nu s-a mai folosit până acum sau nu există pe piață un ceas cu aceste însemne. De asemenea, modul în care am interpretat anumite aspecte ale Revoluției lui Tudor Vladimirescu sunt foarte discrete, am fost ceva așa cu bun gust, ceva irisit. Pe cadran se află un motiv care este inspirat din mânerul sabilului lui Tudor Vladimirescu, de asemenea pe cadran sunt reliefați așa în mod simbolic și pandurii din jurul lui Tudor. Dar lucrurile sunt foarte discrete și cu bun gust. Adică nu am pus o poză cu Tudor pe cadran și am zis că am realizat un ceas cu Tudor Vladimirescu. Este un ceas care poate fi de interes și pentru oameni chiar din afara țării. Într-adevăr, am fost curioasă și o să-i rog pe băieți să pună pe ecran imagini cu ceasul. Este un ceas deosebit și se vinde în prezent, adică se poate achiziționa cu o precomandă. Da,
Undeva la sfârșitul lunii august o să vină primul lot din cele 200 de ceasuri, o să fie o serie limitată, tocmai asta va fi și valoarea acestui ceas. Sunt doar 200 de bucăți pentru cei 200 de ani care au trecut de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu și momentan avem precomandă disponibilă pe site-ul ceasuri.curost.ro. Vor fi aceste ceasuri date cumva cadou anumitor personalități din România? Se gândește o astfel de inițiativă sau la libera achiziție, să zic așa? Evident, pentru că obiectul ceasului este de a transmite un mesaj cultural și educațional și am stabilit o listă de instituții și reprezentanți al acestor instituții care vor primi cadou un ceas din partea Asociației Excelsior și mă refer aici de la președinție, guvern, la domnul premier, președintele Academiei Române, Muzeul Literaturii Române care s-a implicat în mai multe proiecte pe care le-am făcut anul acesta în cadrul evenimentelor de bicentenar, fiind parte chiar aici la Târgu Jiu ca și organizator și de asemenea la Muzeul Ceasurilor din Ploiești. Să înțeleg că doar câțiva norocoși se vor putea bucura de acest ceas, adică primii 200. Vă gândiți să mai faceți o colecție? Nu. Pe altă colecție, da, dar pe Tudor Vladimirescu o să rămână doar 200, iar valoarea acestui ceas va fi una care va crește evident în următorii ani. Prețul de vânzare de pornire este de 4.900 de lei, este un preț care acoperă costurile de producție și atât, nu promovare, nu alte costuri și nu implică profit din partea asociației. Sunt costuri despre care alții au spus că sunt mari, dar să nu uităm că este făcut la cea mai bună calitate, în cele mai bune condiții din Elveția, iar ceasuri comparative din perspectiva calității materialului folosit și a mecanismului s-ar de mai mult de 1.520 de euro plus TVA, fără să fie ediții limitate și fără să aibă design specializat. V-ați zbit și de păreri contra? Da, dar foarte puține și în viață am fost învățat că atunci când toată lumea e de acord cu tine, e ceva în neregulă. Așa că sunt obișnuit și este firesc ca alții să aibă altă opinie. Și de aceea nu mă deranjează. Contează cei care pot să înțeleagă astfel de inițiative și până acum am primit numai aprecieri foarte bune. De asemenea, va fi o lansare oficială a acestui ceas undeva în prima parte a lui septembrie. Am decis să o facem chiar la București pentru a fi un mesaj de promovare la care vreau să participe și ambasadorul Elveției, președintele Academiei Române și alți oficialități. Va fi un eveniment cu circuit închis? Da, bineînțeles. Va fi, este o lume aparte a celor care înțeleg valoarea ceasurilor și acest element care ține mai mult de stilul de viață decât de simpla afișare a orei. Cu mare bucurie am aflat recent că pregătiți un eveniment de mare anvergură în județul Gorj și anume Flying Gorj, așa cum l-ați denumit. Este un eveniment despre care îmi doresc tare mult să afle telespectatorii noștri. Este unul dintre cele mai mari evenimente aviatice care s-au organizat în România în ultimii ani, iar proiectul în sine este cumva adus la alt nivel. Aș vrea să ne spuneți câte ceva. Păi, trecând de la un subiect la altul, acesta este, da, altă inițiativă recentă care are exact același scop de a pune județul Gorj pe harta României, în primul rând. Și aici am reușit să inițiem, cred că singurul meeting aviatic care a fost vreodată în județul Gorj și, de asemenea, ținând cont că în ultimii 2-3 ani sau 2 ani și nici anul acesta nu s-a făcut BIAS-ul de la București, care este cel mai mare meeting aviatic, acesta va fi și singurul și cel mai mare de asemenea dimensiuni. Va fi o participare largă. În primul rând, salut disponibilitatea armatei, care o să vină chiar cu avioane de vânătoare MiG-21 Lancer să survoleze.
Vor fi elicoptere de luptă, unele dintre ele vor și ateriza la sol. Mă adresez sau invit foarte în special tinerii și copiii, pentru că acest eveniment în mod special lor li se adresează. O să fie foarte multe activități la sol, o să urce în avioane, în elicoptere, o să fie simulatoare de zbor, o să poată să urce în baloane cu aer cald, unii dintre ei o să și poată zbura, o să fie și saltul cu parașută și o să fie foarte multe avioane mici, de mici dimensiuni, pentru că am vorbit cu Asociația Proprietarilor de Avioane, o să fie oameni care au pe persoană fizică, în cadrul business-urilor pe care le dețin, astfel de avioane. De asemenea, o să vină institut de cercetări în a domeniul aerospațial, o să vină Aeroclubul României, o să avem și acrobații deosebite de către, chiar de către piloții care au fost premiați internațional pentru astfel de exerciții. Evenimentul se va desfășura la Stănești, în județul Gorj. De ce ați ales acea locație? Pentru că are o istorie aparte, în primul rând că acolo a fost un aerodrom militar înainte de război și imediat după, a fost folosit pentru zboruri utilitare și în al doilea rând că este un spațiu foarte mare, adică acolo avem peste 150 de hectare la dispoziție și ținând cont că la acest eveniment așteptăm peste 5.000-10.000 de oameni, să organizăm astfel de eveniment la condițiile actuale de distanțare socială, o să oferi parcare și toate acestea, implică un spațiu foarte mare și nu exista alt spațiu mai potrivit decât fostul aerodrom din Stănești. De asemenea, avem și un rol de a atrage atenția asupra ceea ce putem realiza aici în județul Gorj. Putem să avem un aerodrom mai mare sau un mini-aeroport cu care să putem să avem curse regulate regionale în București, Târgu Jiu sau Târgu Jiu Craiova, Târgu Jiu Timișoara. Chiar o să inițiem acest lucru și acum strâng oferte pentru a închiria avioane de mici dimensiuni, de 8 pasageri, de 12 sau aproximativ, pentru a face cursă București-Târgu Jiu. Credeți că se va putea realiza un astfel de proiect? Nu mai cred, sunt convins și cred că cu toții ar trebui să deschidem un pic ochii, ținând cont că acum 90 de ani, George Bibescu, fiind senator al județului Gorj, din indemnizația lui a cumpărat un avion și l-a donat județului, iar în anii 33, aici la Târgu Jiu, erau curse Târgu Jiu-București în mod regulat. Deci după 90 de ani, noi numai că nu avem așa ceva, ni se pare că vorbim despre lucruri imposibile. Ele sunt foarte posibile și noi trebuie să ne actualizăm mentalul acesta colectiv la actuala situație economică, să zic, și globală. Pentru că județul Gorj chiar are mare nevoie de o astfel de conectare rapidă, atât pentru oameni de afaceri, cât și pentru investitori sau pentru turismul de nișă. Vorbim despre o conectare rapidă la lumea în care ar trebui să trăim, la normalitatea pe care ar trebui să o trăim, dar cu toate astea oamenii sunt sceptici. Îi înțelegeți într-o anumită măsură? Bineînțeles că înțeleg și acest eveniment are ca rol principal să fie un panaceu pentru acest scepticism, pentru această neîncredere totală. Și încă de când am intrat în această activitate publică, mi-am propus foarte mult ca să dăm speranță oamenilor să poată să vadă cerul, să poată să se uite la soare și să vadă că există speranță și că putem să facem lucruri mai bune. Să nu stăm plafonați în aceleași lucruri, adică dacă până acum nu s-a făcut, să nu avem această comparație, să nu ne întoarcem mereu la acest trecut apropiat, adică din ultimii 30 de ani ai tranziției post-decembriste și să ne uităm că acum 90 de ani aveam cu totul altceva. Putem să ne întoarcem și putem să avem mult mai mult decât atât. Cum se va face accesul la acest eveniment? Va fi pe bază de bilet, invitații sau? Intrarea va fi liberă, dar evident avem niște condiții impuse de actuala situație pandemică. Accesul la eveniment va fi disponibil pentru toți cei care sunt vaccinați.
sau care au un certificat de testare rapidă în ultimele 24 de ore, adică conform legii la toate astfel de meeting-uri. De aceea invit de acum oamenii să se vaccineze ca să aibă acces la acest eveniment. Vă așteptați la spectatori din alte județe? Numai că ne așteptăm, promovăm acest lucru. Gorjul trebuie să fie capitala regională a Olteniei în cadrul acestui eveniment și mai mult decât atât, comunicarea este una națională. Avem parteneri media pe Kiss FM și de asemenea mulți influencer sau multă promovare o să fie la nivel național. Acesta a fost și obiectivul principal. De aceea am vrut să lucrăm cu canale de comunicare care să se adreseze spectrul național, dar cu focus regional. Este un proiect foarte frumos, care sper să nu rămână la o singură ediție. Bineînțeles, planul este să se continue. Am făcut și un brand, o identitate vizuală capabilă să fie refolosită și în următorii ani. Și cu această ocazie vă invit pe toți telespectatorii să vă notați în agenda ca pe data de 28 august să veniți la Stănești. Vă gândiți ca în anii următori să faceți un fel de festival? Pentru că o singură zi pentru un astfel de eveniment mi se pare cumva prea puțin. Bineînțeles, putem discuta ca în anii următori să avem mai mult decât o zi, să fie un întreg weekend. Pentru că și-ați folosit foarte bine acest termen de festival. Nu este doar o expoziție pe cer de tehnică de luptă sau diverse expoziții la sol, pentru că o să avem și așa ceva. Este un eveniment de întâlnire a întregii lume aviatice. O să vină de la oficialități, Aeroclubul României, autoritățile, autoritățile aeronautică, o să vină din partea armatei, o să vină firme inovative, startup-uri care dezvoltă produse pe tehnologii aeronautice, adică fac drone militare sau drone pentru agricultură, o să vină din partea producătorilor de avioane, o să vină și Aerostar Bacău. Avem firme care asamblează avioane ultraușoare. Deci am încercat să aliniem absolut tot spectrul de companii sau de oameni pasionați de zbor și va fi aici și își vor da întâlnire de reconectare după 2 ani de pandemie aici la Târgu Jiu. Și asta mă bucură foarte mult, pentru că putem să-i conectăm pe toți și această conectare va fi în județul nostru. De asemenea, ne-am gândit pentru tineri în special și de asemenea avem și distracție, și muzică, și concert. Avem ca și prezență pe scenă The Motans și Emma. Ați precizat de mai multe ori că vreți să aduceți în centrul atenției tinerii și aș vrea să vă întreb cum vi se par tinerii la nivelul județului Gorj în momentul de față, prezenți la astfel de evenimente, cumva absenți, cum vedeți lucrurile? Eu cred că ei sunt prezenți acum, cred că evenimentele nu au fost de foarte mare calibru până acum, deși simt că se întâmplă foarte multe lucruri interesante, dar ar trebui să fie mult mai bine promovate și să ne obișnuim cu ele, să fie într-o cadență potrivită. Spre exemplu, aseară am fost la concertul lui Alexandru Tomescu în Parcul Coloanei Infinitului, un eveniment deosebit, o personalitate marcantă a culturii române. Pot să spun că întâlnesc foarte multe evenimente interesante în județul Gorj și tinerii participă tot mai mult. Acum, ați întrebat despre tineri în general. Avem oameni de performanță, avem cel puțin 2 oameni care știu acum recent au câștigat premii internaționale, medalii de aur la internaționale, la Olimpiade Internaționale. Și pe care îi stimez foarte mult și i-am premiat și vom premia astfel de rezultate. Pe de altă parte avem și tineri care nu putem să fim la fel de mândri. Acum, ideea e să scoatem în față mai mult aceste rezultate, tinerii cu performanță și modelele potrivite pentru noua generație. Iar un meeting aviatic are ca și obiectiv secundar, bineînțeles, este îndrăgostirea de zbor și de tot ceea ce înseamnă aviație. Tinerii care o să participe la meeting-ul de pe 28 august, poate că o să fie viitorii piloți ai României, o să fie poate viitorii soldați ai armatei române care o să
participe în misiunile aviației militare, poate să fie viitorii cercetători care o să lucreze în companii inovative ce vor face viitoarele drone autonome. Vom continua discuția despre tineri, însă după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit alături de invitatul meu, alături de Iulian Popescu. Discutam înainte de pauza de publicitate despre tineri și probabil că nici o emisiune întreagă nu ne-ar ajunge să dezbatem subiectul așa cum ar trebui. Spuneați că tinerii sunt cumva prezenți, că avem și tinerii cu care să ne mândrim și mai puțin bun să-i numim așa. Din punct de vedere al învățământului în Gorj, avem oameni tineri excelenți și asta ne-a fost demonstrat în ultimul timp, pentru că am avut rezultate deosebite la diverse concursuri și olimpiade, atât pe plan național cât și internațional, și l-amintesc pe Giovanni Popescu, care a reușit o performanță în informatică. Ce le lipsește tinerilor, din punctul dumneavoastră? Cel mai mult cred că le lipsesc model. Cei care fac performanță, evident, au o ambiție mai mult decât de lăudat, pentru că ei depășesc numai pe ceilalți contracandidați în concursul la care participă, dar depășesc o mentalitate în care merge și așa, sau a avea performanțe și a-ți aloca, a-ți investi timpul, copilăria, tinerețea în a învăța și a face performanță nu este neapărat răsplătită de către societatea actuală aici, în Gorj, în România în general. Și lucrul ăsta evident că mă doare. Iar dacă noi reușim să-i arătăm că pentru noi contează foarte mult și noi apreciem orice fel de performanță, de la sportive, la olimpiade și concursuri, în diverse materii, arătăm că ei nu muncesc degeaba. Acesta este foarte, foarte important pentru orice om, pentru că la nivelul lor de performanță și de inteligență este clar că ce contează cel mai mult este acest rost, meaning, cum îi zic alții. Trebuie să știi pentru ce faci ceea ce faci și că ești apreciat este una din motivațiile foarte importante ale societății actuale. Cred că cu toții am trecut de problemele acestea de bază materiale și atunci ai arăta unui om că îl apreciezi și că îi mulțumești, că ești încântat de ceea ce face și că te mândrești cu el, este de departe cea mai importantă satisfacție. De aceea, premierile sau inițiativele pe care le-am avut, în primul rând, vor să scoată în evidență acest lucru, că ei sunt apreciați, că contează pentru noi și că trebuie să meargă înainte și să ducă pe cele mai înalte cum performanța lor, dar niciodată să nu uite de unde au plecat. Pentru că de multe ori probabil profesia le va cere să părăsească județul sau să părăsească țara, dar trebuie să nu uite de unde au plecat, în primul rând, numai de apartenența geografică la județul Gorj și la România, dar la o anumită condiție modestă, poate, și acolo când vor fi pe cele mai înalte scene ale lumii, trebuie să știe că există oameni ca ei care sunt dispuși să o ia de la zero și să-i sprijine cumva, adică să nu uite că au plecat undeva poate de jos și asta îți păstrează așa un grad de modestie care te face să păstrezi urechile deschise la oameni și la problemelor adevărate. Cum v-ați ales direcția în viață? Pentru că ați fost la vârsta adolescenței când probabil lucrurile erau cumva incerte. Cum ați reușit să vă dați seama ce vă doriți să faceți cu adevărat? Pentru că știm că activați în mediul privat de foarte mult timp, dincolo de activitatea politică pe care o desfășurați de puțin timp. Păi, cred că tot acest răspuns pot să mi-l dau și mie. Tot nivelul ăsta de modele. Adică, încă din copilărie mi-am luat anumite persoane din jurul meu pe care le-am urmărit, le-am urmat chiar, luând de la fiecare anumite aspecte pe care mi se păreau interesante de model. Adică am avut în familie anumite persoane care erau permanent duse în delegații, călătoreau mult și pe mine m-a fascinat stilul ăsta de viață, permanent pe drum, permanent cunoscând oameni noi sau locuri noi, idei noi. De la alții mi-a plăcut foarte mult, mai ales de la tatăl meu, de a fi o persoană foarte sociabilă și să cunoască foarte mulți oameni. El făcea de la școală unde preda până acasă un drum de câteva minute, făcea o oră sau două până să ajungă. Adică la fiecare intersecție mai întâlnea pe cineva și vorbea cu el. Evident, acest lucru se întâmpla
cu niște ani în urmă, când timpul parcă nu avea mai multă răbdare cu oamenii. Acum, din păcate, oamenii vorbesc tot mai puțin față în față, tot mai mult la telefon și parcă nu mai avem timp să stăm de poveste unul cu celălalt și să ne conectăm cu adevărat. Cred că vorbim tot mai mult, dar comunicăm tot mai puțin. Da, acesta este un trend global și nu avem noi ce să schimbăm aici în județul Gorj, numai că trebuie să creăm o generație de oameni care să știe ce este cu adevărat important în viață și care sunt valorile și principiile pe care trebuie să le aibă ca și bagaj de cunoștințe cu care să plece de aici în județul Gorj și să fie pregătiți ca oricând să se întoarcă și să aducă un plus societății. Am trecut printr-o perioadă extraordinar de dificilă. Vi se pare că pandemia ne-a apropiat sau ne-a îndepărtat? Ne-a făcut să fim mai umani sau ne-a dezumanizat, să spun așa? Eu aud des tema aceasta, că pandemia ne-a apropiat mai mult. Sincer, eu n-am simțit-o așa. Probabil pe unii i-a făcut să fie mai apropiați. Probabil eu am avut și o perioadă foarte agitată în viața mea, în această perioadă de pandemie, și n-am simțit-o pe pielea mea. Dar pe de altă parte, odată ce se redeschid activitățile, evenimentele, cum se vede că se întâmplă și cu economia. Deja creșterea este una explozivă și nici nu mai știm de ce să mai ne apucăm mai întâi. Adică sunt atâtea oportunități, sunt cereri pe piață, există, vedeți, criza materialului de construcții, oțelul se scumpește. Toată lumea, adică se vede că economia își revine și viața este, sau oamenii sunt însetați să își revină la acea normalitate pe care o știu ei, că am abandonat-o acum aproximativ 2 ani. Dar pe de altă parte, cred că chestia asta a grăbit, accelerată de revenire la normal, șterge cu buretele orice încercare de apropiere sau de reconectare din perioada de pandemie și cred că cel mai important a fost în perioada aceasta de carantină totală, în care oamenii au stat, cred că, mult mai mult în casă împreună decât au stat în ultimii ani la un loc. Consider și eu că oamenii au mai multă poftă de muncă după această pandemie, care ne-a ținut cumva închiși în casa noastră, în biroul în care lucrăm. Într-adevăr, dumneavoastră ați avut o perioadă foarte ocupată și probabil că ați resimțit-o puțin mai ușor decât au resimțit-o elevii sau angajații care nu se deplasează neapărat de la locul de muncă, decât până acasă și înapoi. Dar ați fost un norocos. Da, putem spune. Îmi place să văd tot timpul partea bună a lucrurilor și cred că așa ar trebui să fim învățați să ne uităm și la cele mai grave probleme, cum ar fi o pandemie globală, să ne uităm la ce lecții învățăm din acest lucru, ce putem să facem mai bine și cu ce rămânem după această experiență. Într-adevăr, importante sunt lecțiile și ce concluzii reușim să tragem din experiențele pe care le avem în fiecare zi, care reușim să le trăim. Dumneavoastră aveați cu siguranță un program destul de încărcat și înainte de a intra în viața politică, dar cum vă descurcați acum? Eu aștept să se concretizeze mai multe inițiative pe care le-am pornit la guvern. Din păcate, lucrurile nu sunt așa de rapide pe cum mi-aș dori, de aceea am și inițiat foarte multe proiecte. Toate și-au ca și esență ca România să devină principalul hub în domeniul IT, principalul hub de digitalizare din această zonă a Europei și să aici să putem atrage atât investitorii, atât minți luminate ale domeniului, cât și mediul de afaceri, startup-uri, mentori, acceleratoare și așa mai departe. Plus un semnal foarte important, pentru că România trebuie să dea un semnal ca și brand de țară. Tot ceea ce facem pe digitalizare este componenta unui brand de țară, a unei românii moderne, inovative, care își caută calea și care poate să aducă foarte multă valoare adăugată, nu numai prin oamenii săi în afara țării, ci chiar aici în România, prin firmele pe care le are înregistrate în România. Iubesc foarte mult câteva astfel de proiecte care țin enorm de mult și sper să concretizeze cât mai curând, care au ca obiectiv transmiterea unui mesaj în afara României, că noi suntem foarte deschiși spre digitalizare și că nu mai suntem
follower. Nu așteptăm ca toate țările Europei să, sau Comisia Europeană să reglementeze ceva și apoi și noi cu întârziere sub amenințarea infringementului venim să reglementăm. Și v-aș da un exemplu, este acela de a putea autoriza testarea mașinilor autonome în România. Este un lucru simplu, nu ne costă, nu avem o investiție cum are. Trebuie să punem niște specialiști la aceeași masă, să redactăm schimbările legislative necesare, astfel încât să putem face această autorizare a testării mașinilor autonome. Asta înseamnă că investitorii care deja sunt activi în România, am vorbit cu astfel de companii, am vorbit cu românii ai noștri care lucrează în proiecte de mașini autonome, să putem să extindem aceste investiții pentru a face și testele. Ce păcat ca munca echipelor, munca românilor noștri să nu poată fi testată măcar sub privirile lor și trebuie să ducă în alte țări pentru a testa ceea ce românii noștri produc. De aceea e important ca mesajul este să își extindă investițiile și, cum spuneam, este un mesaj despre România, despre noi ca țară, că nu mai așteptăm ca toată Europa să se așeze, să gândească o strategie comună ca apoi să venim și noi. Trebuie să fim cu curaj și să fim printre primii. În cazul mașinilor autonome, Germania este evident lider în acest domeniu în Europa, pentru că are și cea mai puternică industrie auto, dar e bine să fim și al noi al doilea după Germania, care să putem să avem astfel de reglementări și astfel de infrastructuri de testare a mașinilor autonome. În mediul privat lucrurile sunt mai dinamice, să spunem, se mișcă mai repede, țin foarte mult de cel ce coordonează activitatea și de cât de rapid vrea respectivul să ajungă la rezultatul dorit. Cum v-ați adaptat cumva la munca aceasta de stat, între ghilimele o numesc, care este un pic mai lentă? Da, dacă am început foarte multe proiecte, nici nu mai simți lentoarea. Într-adevăr, lentoarea aceasta vine dintr-un hățiș birocratic, de care cred că foarte mulți funcționari sau demnitari ai statului român s-au cam săturat. Nu știu cum am reușit noi de 30 de ani să ne sabotăm singuri, pentru că am creat atât de multe reglementări care se leagă una de alta, că nu mai știi, că n-ai o inițiativă, ce trebuie să schimbi mai întâi. Trebuie o mulțime de oameni deștepți pus la aceeași masă și lucrez în multe inițiative cu cei mai buni avocați de piața privată. I-am adus să fie consilieri onorifici la guvern, tocmai să vedem cum văd ei, lovindu-se de probleme fiecare zi, cum am putea să reparăm anumite aspecte legislative, pentru că într-adevăr sunt destul de întortocheate și este foarte important sau este și greu de obținut să ai un efect chirurgical, să duci să operezi, să modifici un singur cuvânt, un singur paragraf dintr-o lege, astfel încât să-ți rezolvi problema. Că dacă începi să modifici multe legi, ordonanțe de urgență, hotărâre guvern sau diverse aspecte legislative secundare, ai foarte multe aspecte de gestionat și evident timpul va dura foarte mult, pentru că orice schimbare legislativă într-un fel corect trebuie să treacă prin foarte multe mâini și multe aprobări. Vorbeați înainte de consilierii pe care i-ați adus alături de dumneavoastră. Cât de mult contează echipa? Asta am spus-o tot timpul, contează cel mai mult și în primul rând este un mesaj pe care îl transmis, că lucrez cu cei mai buni. Ei tot ce se poate mai bun din diverse domenii și pui la un loc și aduce elementele potrivite ca să creeze un ecosistem funcțional. Pentru că adevărata valoare a unui lider este ca sistemul pe care îl creează să funcționeze chiar și după ce el se retrage. Deci dacă poți să pui oamenii la un loc și să se înțeleagă între ei, să meargă de la sine și le-ai dat un crez, asta e foarte important. Le arăți că se poate să facă ceva, le arăți o viziune și că este important să se mobilizeze să lucreze împreună. Odată ce lucrurile astea sunt făcute, credeți-mă că pe urmă lucrurile sunt foarte simple, dar trebuie să dovedești, să lucrezi cu câțiva oameni, să ai niște rezultate care motivează de la sine. Astfel de echipe de specialiști se motivează singuri atât ce văd că se pot face lucruri și atunci fiecare reușită de fapt este o accelerare a viitoarelor reușite și toate lucrurile merg în cascadă. Am analizat foarte mult modelul reușitelor de la primăria din Cluj-Napoca, spre exemplu. Acolo nu este ceva extraordinar. Pur și simplu, cred că aproape trei oameni care contează foarte mult, bine aleși de primarul Boc,
oameni tineri cu energie și, în primul rând, foarte deschiși, puși pe treabă și deschiși să te asculte. Au ușa deschisă, sunt deschiși la idei noi și de aici toată lumea s-a aliniat aceste viziuni. Și ceilalți funcționari, și firmele din județ și ulterior toate firmele din țară vin la primăria din Cluj, la Apoca, pentru că știu că au ușa deschisă și pot să vină numai cu idei îndrăznețe, curajoase și care aduc o valoare adăugată societății. Și de aici creez un brand de oraș la care, pe urmă, sistemul merge de la sine. Nu trebuie să-l păzești, nu trebuie să stai în fiecare zi, ci doar trebuie să pui oameni potriviți la locul potrivit și să le dai, cum am spus, o misiune, un crez important, astfel încât să îi scoți din activitatea lor pe care o au ori în mediul privat, ori în mediul public, dar s-ar putea să fie undeva așa izolați, prinși poate sau într-o capcană a unei rutini și de aceea este important să le dai o misiune mai înaltă. Încă din campania electorală ați avut alături de dumneavoastră foarte, foarte mulți tineri care v-au susținut și alături de care ați pornit anumite demersuri. Îi aveți și acum și știu lucrurile acestea, sunteți înconjurat de tineri. Cât de importante sunt opiniile acestora și v-a fost greu totodată să adaptați ideile fresh, să le numesc așa, cu care ei vin odată cu vârsta, în sistemul acesta ușor defectuos? Păi, ca să răspund să încep cu a doua întrebare, nu mi-a fost greu să adaptez ideile tinerilor, pentru că și eu mă consider un suflet tânăr și tot timpul am fost înconjurat de oameni tineri ca mentalitate, în primul rând, ca vârstă. Îmi plac oamenii care nu s-au plafonat, oamenii care luptă, iar cei care au abandonat această luptă a vieții și a inițiativei și cred că nu se mai poate schimba nimic, nu prea sunt niște parteneri interesanți de dialog pentru mine. Toți cei care au idei mari, idei mărețe, visuri puternice, sunt niște oameni care pot să am un dialog extraordinar. Deci de aceasta este ca o continuare firească a tot ceea ce am făcut până acum, atât în viața personală cât și în business, o continui și mai departe. Este un stil de viață, nu este pentru mine o muncă. Fac în fiecare zi ceea ce îmi place și nu simt că muncesc. Vorbesc cu oameni, cunosc oameni noi și deștepți, aflu idei interesante și primesc probleme și soluții la acele probleme. Și atunci eu nu fac altceva decât să vorbesc cu oameni, să-i conectez la aceste subiecte și să le transmit un mesaj că trebuie să le facem. Hai să ne energizăm și să le facem. Că asta e singurul lucru. Dar este același lucru pe care l-am făcut de când am început să lucrez. De a găsi oameni faini și de a motiva oamenii sau echipele ca să avem obiective înalte. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, eu vă doresc mult succes în ceea ce vă propuneți în continuare. Îmi doresc să veniți cu mult mai multe proiecte inedite ca și până acum. Totodată le amintesc celor ce ne urmăresc că pe 28 august va fi un eveniment inedit, așa cum îmi place să-l numesc, la Stănești, un eveniment aviatic, cel mai mare eveniment din acest an, în acest plan. Totodată vă invit să faceți o precomandă a ceasului de colecție, un ceas unic. Și, nu în ultimul rând, vreau să-i mulțumesc domnului Iulian Popescu pentru că a dat curs invitației mele din această seară. Și eu mulțumesc pentru invitație și vă asigur că acestea sunt doar începuturile unor lungi liste de acțiuni inedite și de proiecte foarte interesante care și-au ca scop să aducă o pată de culoare în județul nostru, să vedem lucrurile un pic mai colorate. Vă mulțumim! Eu sunt Anda Păunescu și vă aștept în fiecare joi începând cu ora 19, aici la Accent TV.